Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. Spune-ne, unde ai terminat liceul? Am terminat la colegiul Gheorghe Șincă din Baia Mare. În 2003 am terminat. În 2003. Și ce fel de liceu, ce profil ai avut acolo? E un liceu mai mult pe matematică. Eu am fost la o clasă cu nume mai lung. Matematică, informatică, engleză, intensiv. Deci pare puțin mai complicat. Dar, cum spune și numele, am făcut matematică mai mult, informatică și engleză. Bun, și când erai în liceu, te gândeai tu așa unde vrei să mergi mai departe? Aveai niște aspirații? Știai ce vrei să faci? Dar cum ți-ai descoperit așa pasiunea asta? Pasiunea pentru astronomie a venit de când eram copil. Cărți introductive de astronomie, mici telescoape, așa mi-a venit gustul pentru astronomie. Deci când intram în liceu, când am intrat la liceu, de fapt eu m-am ales liceul pentru că, tocmai pentru motivul pentru că am acces la matematică, la informatică, ceea ce îmi trebuie mai târziu pentru astronomie. Deci așa am planificat. Iar adevărul e că mă gândeam chiar înainte de liceu să merg în Japonia, dar normal că a trebuit să termin prima dată și după aceea să dau examenele aferente. Bun, și ai terminat liceul, nu? Da. Și mai departe? Mai departe. În vara acelui an, deci 2003, am mers la ambasada Japoniei în România, București. A fost un examen de 4 ore din matematică, fizică, chimie și engleză. După care, cred că o lună sau două mai târziu, am fost invitat pentru interviu. Deci un interviu oral. După care a trecut câteva luni, până cred că în februarie mi s-a spus că am primit bursa. Și ai primit bursa atunci? Am primit bursa, da. Erai deja student? Eram student la Cluj, la Babeș-Bolyai, la profil fizică-informatică. Da. Tocmai terminat în primul semestru sau trimestru. Ce ai simțit atunci când ai primit bursa? Bucurie, deși pe de altă parte deja mă împrietenisem cu cei din Cluj. Deci a trebuit să renunț la ei, asta e. Dar n-ai avut așa emoții că mergi într-o țară străină, e totul Japonia, e departe? Eram pregătit de multă vreme, în sensul că dacă ies să fac astronomie, trebuia să ies din țară. În acel moment, acum 10 ani, căutam cel mai apropiat loc în care se poate face astronomie în universitate și l-am găsit la Chișinău. Am zis că prefer să plec mai departe decât Chișinău, așa că am plecat. Chiar totuși, de ce ai ales Japonia? Eram de mic copil, eram interesat în Japonia. Aveam două, cum să spun, aveam două preferințe, astronomia și Japonia, așa că a fost destul de... Ai împușcat două iepuri din drum foc. Exact. Nu prea am avut mult de gândit. Dar părinții tăi, bunicii tăi, ce au spus atunci când i-ai anunțat că o să pleci în Japonia? Da, sigur, păi știau că o să fie pe o perioadă de 5 ani în momentul acela, era stabilit pe 5 ani. Cum să spun, aveam 19 ani, deci normal că erau destul de... nu prea le plăcea ideea, dar m-am înțeles că asta e ceea ce doresc eu să fac. Bun, și când ai ajuns acolo a fost greu să te adaptezi? A fost foarte simplu să mă adaptez. Povestește-ne așa puțin cum a fost la început. Primul a fost unul dintre cei mai frumoși ani pe care am avut, pentru că programul a fost foarte bine structurat. Deci am fost un an introductiv de limba japoneză, după care, un an mai târziu, intrăm la facultate. Deci am avut un an să învățăm intensiv limba japoneză și am avut ore de japoneză specific pentru noi. Ne-am învățat japoneză, ne-am învățat matematică, fizică, chimie, totul în japoneză. Și o fel de recapitulare, asta ca să ne ducă la un nivel confortabil să studiem acele materii în facultate, în limba japoneză, normal. E grea japoneză? Mai mult sau mai puțin. Sunt aspecte mai simple, aspecte mai dificile, vocabularul și scrisul sunt destul de grele, dar gramatica în general nu e dificilă. Pronunția e foarte simplă, chiar mai ușor decât în limba română. Deci, părele sunt împărțite, aș spune. Depinde sub ce perspectivă vă uitați limba japoneză. Bun, și după acel an în care practic te-ai acomodat, ai învățat limba japoneză, ce-a urmat? Cel mai mult mi-a plăcut în acel an faptul că eram cu străinii toți împreună. Deci toți veneam cu același scop din țări diferite, așa cum eu veneam din România, alții veneau din alte țări. Și a fost foarte ușor să ne împrietenim și să ne facem o comunitate acolo. Mm-hmm. Mai târziu am regretat faptul că am părăsit acea comunitate, dar asta e. De ce? Simțeam că e o aventură pentru toată lumea și că toți ne împrietenim foarte ușor și încercăm să descoperim Japonia împreună. Mm-hmm. Deci n-am simțit că sunt singur în niciun fel.
Câți ani a durat facultatea? Facultatea de fizică în Osaka a durat 4 ani. 4 ani? Da. Și a fost greu? Nu știu ce să spun, în sensul că nu prea pot să compar cu facultăți în altă parte. De exemplu, mi se spune să compar cu sistemul de educație din România, dar e dificil în sensul că nu am... Am fost doar un semestru aici în România. Nu ai studiat în țară. Nu am studiat, facultate, exact. Să știi despre ce. Deci, știam care sunt golurile. Învață, du-te la examene. Bun, și te-ai licențiat în? În fizică. În fizică. Și a urmat masterat. Am luat masteratul, da. Deci, la Universitatea din Osaka era doar fizică, nu puteam să fac astronomie, dar erau și clase, mici clase de astronomie și în ultimul an m-am specializat în lentile gravitaționale, de fapt, în astronomie. După care știam că vreau să continui în astronomie, așa că am căutat profesori cu care să lucrez. Pentru masterat e important să găsești profesori care ești interesat de ceea ce fac ei și poți să-l demonstrezi că poți să continui, să-i ajuți în munca lor. Bun, dar cum ai reușit tu să-i convingi așa să te ia sub aripa lor? Cu ce e impresionat? N-a fost prea greu. Eu eram interesat în ceea ce făcea profesorul meu, pe care l-am căutat. Se numește Masanorie. A fost unul dintre directorii Observatorului Subaru. Eram interesat în astronomia extragalactică în care lucrează el. Mi-a spus că ar fi interesat să mă primească, mai ales cum am terminat din Osaka, deci îmi știa pregătirea și mi-a cerut să dau un examen, cred că era GRE, care e un examen standard din America. Care ce înseamnă? Ce e un examen pentru intrarea la facultate din subiectele, cred că mai mult, sau doar fizică, nu mai țin minte, s-ar putea să-i fost și chimie și matematică și fizică. Dar, deci e un examen american. De fapt, am aplicat la mai multe universități pentru masterat. Am aplicat în Osaka, am aplicat în Kobe, un oraș lângă Osaka, tot pentru fizică, astronomie. Și în Tokyo n-am mai putut să aplic pentru că examenul era în acea zi. Deci a trebuit să aleg, am ales Osaka, iar profesorul mi-a spus, ok, e bine, te acceptăm, dar trebuie prima dată să dai examenul ăsta american ca să vedem cum ești. Bun, și ai trecut cu brio acel examen? Am trecut la toate universitățile, toate trei. Și am ales Osaka. Am ales Tokyo. Masterul? Cum? Masterul a fost frumos. Și a durat? A fost 2 ani. Masterul e 2 ani. În America am înțeles că e 5 ani împreună masteratul și doctoratul. În Japonia la fel, doar că le separăm. Deci o să fie 2 plus 3. Deci ai terminat masteratul, după care te-ai înscris la doctorat. Exact. Și perioada aceea cum a fost de 3 ani de doctorat? De 3 ani de doctorat. M-am plimbat mai mult, în sensul că am participat la conferințe, destul de multe conferințe. Chiar spuneau bunicii tăi ceva de Nobel? Da. Aș recomanda pentru cei care vor să devină cercetători. Experiență foarte bună. Povestește-ne puțin cum a fost atunci, unde, a fost când... Acolo. A fost în Germania, în orașul Lindau. Se cheamă Linda Nobel Laureate Meeting. Deci, practic, e o întâlnire organizată de Contesina Bettina, care e germană. Dar ea face... E ceva în familie. Deci, din anii 50 a organizat acest eveniment, care presupune faptul că ei invită din toată lumea cercetători, cam 500 a fost când am mers eu, deci trebuie să demonstrezi că ești cercetător la nivel doctoral și că ești interesant în anumite topice de cercetare cu care, în care au participat și laureații Nobel care s-au invitat. Deci dânsa a invitat, Contesina Bettina, a invitat atât 500 de studenți, cât și pe de altă parte 27 de laureați ai Premiului Nobel. Și punctul e să comunicăm cu ei. Asta am vrut să întreb. Ce ai socializat cu acei oameni? Ce ați vorbit cu acel laureat? Mai mult despre cercetare. Am avut noroc pentru că erau trei persoane care au venit pe cosmologie. Deci trei care au luat Premiul Nobel în astronomie și cosmologie. Am vorbit în special cu profesor Brian Schmidt, care e australian și a luat Premiul în 2011. Ce ați vorbit? Deci... I-am povestit despre cercetarea mea. De fapt, cercetarea mea a fost un mod alternativ de a demonstra expansiunea accelerată a Universului, pentru care el a luat primul Nobel. Deci am făcut asta prin altă metodă, împreună cu profesorul meu. Și ați ajuns, practic, la aceeași concluzie? Exact. Și el ce a spus despre chestiunea asta?
Îi se pare interesant. Deci el e specializat pe altă metodă, dar sigur că îi se pare interesant să comunicăm noi din diferite ramuri ale astronomiei. Normal că n-a vorbit doar cu mine, adică a stat acolo o săptămână și a vorbit cu o groază de studenți, dar mi s-a părut foarte interesantă comunicarea cu el. Și practic după doctorant, ce-a urmat? După doctorat, adică acum 3 luni. Acum 3 luni ai terminat. Acum 3 luni am terminat, da. Așa? Deci cred că am luat vacanță mai mult. Și în perioada asta de studii, da. Cine te-a susținut financiar? Guvernul Japoniei. Guvernul Japoniei. Da. Deci prima bursă a fost bursa Mumbuka Gakusho, care e o bursă oferită de Ministerul Educației pentru țările în curs de dezvoltare mai mult. Deci puține țări din Europa, mai mult din Asia. În cazul Europei, din câte am înțeles acum, se oferă mult mai puține burse din partea Japoniei, pentru că noi am uitat în Uniunea Europeană, dar în acel moment nu eram încă în Uniunea Europeană. Și deci asta a fost sponsorizată de guvernul japonez. Am prelungit-o pentru masterat încă 2 ani, iar după aceea am fost admis la Societatea Japoneză pentru Promovarea Științei, care tot așa se axează pe sponsorizarea studenților, ori a studenților străini în Japonia pentru studii de cercetare, ori a studenților japonezi în străinătate. Deci am prezentat tema mea de cercetare pentru doctorat, după care mi s-a spus că am primit finanța aia. Bun. Și acum vacanță? Acum vacanță, de fapt nu e prea mult vacanță, în sensul că încă mai trebuie să public anumite rezultate pe care le-am obținut în teza mea doctorală. Deci încă mai scriu articole. Și ce rezultate? Ce rezultate? A trebuit să vă arăt tema mea de cercetare pentru aceasta. Bine, fă-ne așa un rezumat la tema ta de cercetare. Cred bine, că să înțeleagă și oamenii simpli. Sigur. Păi în cazul ăsta, cum o să dați pe radio, cred că nu e bine să vă arăt cu poze. Nu, dar poți să ne spui acum vorbind și după aceea noi pe partea de video să și filmăm. Așa în mare, să înțeleagă și oamenii... Nu, mă gândesc dacă să vă arăt poze, adică să vă arăt schematici cu ceea ce fac sau doar să spun... Povestește-ne în prima să parte. Să povestesc în primul rând. Eu mă ocup cu lentile gravitaționale. Deci, ca și o consecință a teoriei generale a relativității, corpurile care au masă normal curbează spațiul de lângă ele. Deci, dacă avem o stea, cum e soarele nostru, și avem un corp, deci noi suntem în față, e soarele, iar după soare sau după acea galaxie pe care o avem, e un corp mai îndepărtat. E bine, în acel moment, cum suntem pe aceeași linie, când lumina de la corpul acela îndepărtat trece pe lângă soare sau pe lângă galaxie, acea lumină este curbată, pentru că spațiul în sine este curbat. Și eu mă ocup cu efectul puternic al lentilor gravitaționale. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că masa pe care o avem în acea galaxie, în cazul meu, e destul de mare, e așa de mare încât lumina poate să vină pe două părți. Deci, de o parte, și pe stânga și pe dreapta a lentilei gravitaționale. Caz în care nu obținem două imagini sau chiar mai multe imagini la acel obiect. Deci eu mă ocup cu acest efect puternic în care obținem imagini mai multe ale unui singur obiect. Deci, interesant. Dacă ne uităm cu telescopul, în loc să vedem un obiect îndepărtat, vedem mai multe, vedem 2 sau 4. Și analizând acel efect, putem să ne dăm seama de anumite lucruri, de exemplu, de masa galaxiei, care acționează ca și lentilă, și, dacă generalizăm, chiar și de univers, de forma universului, de geometria universului în sine. Așa ne putem da seama cum arată universul, de geometria lui? Da. Bun, hai că dacă toți suntem așa la dezvăluiri între ghilimele, spune ceva despre spațiu, despre cosmos, ceva ce oamenii simpli nu știu și poate ar trebui să știe, așa ca o dezvăluire. Deci oamenii simpli știu, pământul e așa, luna e acolo, așa, cine poți spune tu așa mai aprofundat? Să fie și interesant. E destul de greu să mă gândesc. Adică... Dacă aș vorbi despre ceea ce studiez eu, efectul lentilelor gravitaționale, e interesant să prezinți lumii, publicului larg, să prezinți imagini cu acel fenomen și să explici. Pentru că atunci când văd prima dată, nu știu seama ce e.
Dar când le explici, de obicei, reacția e: a, acum am înțeles, ce interesant e. Asta îmi place. Asta o să le și explici elevilor cu care urmează să te întâlnești. Exact. Am înțeles. Bun, hai să revenim un pic la vacanță. Cât timp ești liber? Pentru că după aceea am înțeles că urmează să pleci în California. Ce faci în vacanță? Cu cine te-ai întâlnit? Să-i dăm așa și o notă personală interviului. Da, sigur. Cred că mai mult am stat cu buniții. Am stat și în Cluj și în Dej. În Cluj chiar am fost invitat la o conferință, la un simpozion, unde am apucat să prezint. Săptămâna viitoare eu sunt invitat la un seminar la Universitatea Babeș-Bolyai, unde tot așa voi vorbi despre cercetarea mea. În rest, am profitat de ocazie să văd familia, cea care mai e aici în România. Deci bunicii, unchii și anumiți prieteni care încă mai sunt în România. Pe de altă parte, în 20 iunie o să plec în Chile să văd restul familiei, deci părinții și sora mea. Care sunt acolo. Care locuiesc acolo, da. Și după aceea pleci în California. Exact. Și cum? Acolo? Ce va fi acolo? Ce vei face acolo? Va fi cercetare. Am fost invitat de unul dintre profesorii pe care i-am întâlnit în cursul prezentărilor, în cursul conferințelor la care am participat eu. I-am spus că sunt interesat în ceea ce face și odată ce mi-am luat doctoratul, a spus că ar fi interesant să mă ia ca și îndrumătoare. Deci o să am o poziție postdoctorală, o poziție în universitate, unde sunt plătit ca să cercetez. Uite, dacă tot ai vorbit de plătit, de bani, uh-huh. Se merită, nu se merită? Acum nu te întrebăm exact o cifră, uh-huh. Dar... Pot să vă dau o cifră. Te rugăm, dacă vrei. În sensul că... Deci n-aș putea să spun că am experiență postdoctorală, sunt la primul meu... Prima mea poziție de nivel postdoctoral și mi se oferă undeva în genul $4,000 pe lună. Așa. Și sunt mulți, sunt puțini? Adevărul e că nu știu încă, pentru că nu am trăit în America. Ceea ce pot să spun e că chiria e mai mare decât credeam. Lumea spune că Japonia e una dintre cele mai scumpe țări din lume, dar chiria e mai mare în America decât în Japonia. Și cum ai trecut de la Japonia? Cum te-ai gândit să treci de la Japonia la Statele Unite? N-a fost neapărat decizia mea. În sensul că atunci când terminăm doctoratul, trebuie să aplicăm pentru poziții postdoctorale. E greu să găsești poziții postdoctorale în aceeași țară, dar având în vedere că noi mergem la conferințe și ne întâlnim între noi cei care suntem pe același domeniu, avem o comunitate în străinătate. Și de obicei, în aceste condiții, te duci unde ți se oferă o poziție. Mie mi s-au oferit 3 poziții. Mi s-au oferit în Taiwan, în Shanghai, deci în China, și în California. Dintre cele 3 am ales California. De ce? Cred că îmi place mai mult America. Și era și un prilej să ies din Asia. Așa. Bun, atât, nu crezi că o diferență mare între Japonia și America? Adică... Nu în ceea ce privește cercetarea. Uh-huh. Ai luat în calcul posibilitatea să te întorci în România? Să mă întorc în România. Dacă mi se ofere condiții pentru cercetare, de ce nu? Bun, dar în România sunt... se poate? Da. Sau deocamdată nu? Deocamdată nu. Deocamdată nu. Am vorbit cu cei din Cluj când mi-am susținut conferința și prezentarea în cadrul conferinței și mi s-a spus că nu este nimic organizat, în sensul că cei care cercetează fac asta din plăcere. Nu este o comunitate științifică pe un anumit domeniu. Deci mă refer în cadrul astronomiei. Ceva organizat în care fiecare să aibă, să se simtă ca și membri a unei echipe. Noi avem asta în sănătate, dar în România nu e așa. România, cercetarea se face pe cont propriu. Deci individual. Da, exact. Asta pentru că nu sunt fonduri. Deci, dacă noi nu avem fonduri să sponsorizăm proiectele internaționale, atunci nu avem nici acces la datele obținute de acele proiecte internaționale. Ca să rămânem în domeniu, de ce premii vorbim, ce premii au obținut, ce... Ce premii am obținut eu? Uh-huh. Diverse premii la olimpiadele din România în timpul liceului. După aceea consider că premiul e bursa pe care am luat-o. Evident. Șansa care mi s-a oferit. Apoi la masterat am primit premiu pentru cercetare. Deci a fost cea mai bună teză în domeniu.
Explică-ne puțin cum e cu diploma roșie și albastră, bunicii tăi ne-au povestit mai devreme. Da, e în legătură cu premiu, în sensul că toți primim diplome albastre, acel moment scria diplomă de masterat, pentru că era acum 3 ani, iar cel care primește, adică diploma care se conferă pentru cercetare e roșie, ca să ne diferențieze. Exact. El singur a primit-o din câți erați acolo? Cât eram? Cred că aproximativ 20 de studenți la astronomie în acel an. Și tu singurul român? Eu eram singurul străin, da. Singurul străin, da. Român. Bine, păi ce ai să ne spui? Un mesaj pentru tinerii de azi. Pentru tinerii de azi? Da, ce le spui lor așa? E important pentru cercetare să iasă din țară, dar nu e necesar să iasă așa de tiner cum am ieșit eu. În sensul că sunt multe poziții la nivel de masterat. Deci nu trebuie să considere că dacă studiază la o facultate din România pentru cei 4 ani, nu vor mai avea șanse în cercetare. Adevărul e că au șanse. Pot, când intră la masterat, pot să vorbească cu profesor din străinătate, să le explice domeniul în care sunt interesați și în acest caz li se vor deschide porțile. Deci eu asta îi încurajez. Am o întrebare. Dacă nu era astronomia, ce ai fi făcut? Dacă nu era astronomia, destul de greu. Nu m-am gândit de mult la posibilitatea asta. Nu sunt sigur. Când am intrat la Cluj, la fizică informatică, normal că am intrat pentru că nu putem să fiu sigur dacă voi primi bursa în Japonia. Am intrat la fizică informatică, normal, eu voiam să fac fizică ca să am după aceea acces la informatică, la astronomie. Dar părinții au insistat să fac informatică pentru că așa se fac bani. Și deci a fost un compromis. Tocmai în acel an a apărut noul profil fizică informatică, care se pare că a fost exact ceea ce aveam eu nevoie. Și ai fi făcut informatică în cazul acesta? Aș fi făcut combinație, deci fizică și informatică. Și cred că aș fi obținut o diplomă dublă, atât în informatică cât și în fizică. Unde te vezi eu peste 5 ani, să zicem? Aș vrea să mă văd înapoi în Japonia. Deci e important în cercetare să te plimbi, deci să vezi cum e cercetarea în alte locuri, alte echipe de cercetare. Ești considerat un cercetător mai bun dacă faci asta. Ești considerat că ai o experiență mai mare și că te poți adapta mai ușor situațiilor din cercetare. Ai 30 de ani, te gândești la o familie? Am 29. Da, mă gândesc la o familie. În acest moment, prietena mea e în Japonia. E japoneză sau româncă? E indoneziană. Indoneziană. Da. Nu, și nu e greu așa, știi tu, relația la distanță? Pe de o parte suntem obișnuiți, în sensul că când eu am plecat în Tokyo pentru prima dată, 2 ani, eu am fost în Tokyo, iar ea a locuit în Osaka. Era încă student în Osaka. Deci, pe de o parte suntem obișnuiți, pe de altă parte, acum sunt țări diferite. Totuși, e mai greu America, să ne întâlnim. Japonia... Da, e adevărat, dar dacă ne căsătorim și sperăm să ne căsătorim cât de repede, atunci e mult mai ușor să intrăm în țara în care lucrez eu sau în țara în care lucrează ea. Dar cum te încurajează ea? Ce-ți spune așa să mergi înainte? Bănesc că e mândră de tine. Sper. Da, sigur. În sensul că mă încurajează să fiu cât mai bun în cercetare, ca după aia să am acces la poziția care îmi place, la ceea ce vreau să fac. Iar ideal pentru mine ar fi să mă întorc înapoi în Japonia, după cei 2 ani petrecuți în California. Bunicii acolo aș fi aproape de ea și aș avea acces la echipa de cercetare în care am fost membru până acum. Bunicii tăi spun că te văd destul de rar, vii odată la 2 ani. Da, în cazul meu e complicat, în sensul că părinții locuiesc în Chile, deci trebuie să mă vin odată pe an aici în România, odată pe an în Chile. Așa s-a nimerit. Așa când vii în România, bănuiesc că îți face plăcere. Da, sigur. Vin aici pentru vacanță. Sau cel puțin veneam aici pentru vacanță. Da. Și totuși în vacanță bănesc pe munci și muncești. Acum mai mult decât altă dată, în sensul că trebuie să public anumite rezultate. Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.